Stimați domnilor deputați, cunoașteți că Moldova este unica, este una din puținele țări care astăzi permite comercializarea unor asemenea pachete de țigări, care au forma unor ruș, parfum. Nu știu dacă a fost o idee foarte inspirată să faceți publicitate la acel pachet de țigăreci în sala Parlamentului. Personal nu am fumat niciodată. Prin afișarea acestui pachet de țigări nu am vrut să vă demonstrez decât că asemenea pachete vor fi interzise. Activ la dezbaterea proiectului au fost și deputații fumători. Eu fumez, da, să fum fumător, dar cu părere de rău, pentru dumneavoastră o să țin acest proiect cu două mâini. În așteptarea troleibuzului, într-o stație stau patru oameni. Unul care fumează, al doilea băut, al treilea trădător și al patrulea comunist. Care e mai periculos pentru societate? Subiectul discuției proiectului de astăzi vizează pe cel fumător. Vreau să spun că legea este foarte drastică. Am înțeles că nici în grădină la coloniță nu pot fuma. Hai să venim cu un amendament, că se permite în grădină la coloniță, totuși. Aici, în clădirea Parlamentului, se fumează în spații nepermise. Cum considerați, nu ar fi bine ca fumatul în clădirea Parlamentului să fie sancționat nu cu 50-70, dar până la 500 de unități administrative? Să dăm un exemplu pentru întreaga țară. Documentul votat astăzi în primă lectură prevede că aditivii din țigări vor fi interziși, așa că puteți uita de fumul țigării mentolate sau al celor cu alte arome. Autoritățile afirmă că pachetele de țigări vor arăta mult mai înfricoșător, iar trei pătrimi din ambalaj va fi acoperit cu avertismente. Mai mult, nu veți putea aprinde o țigară la locul de muncă, în spații închise sau în stații. Pentru astfel de încălcări vor fi aplicate amenzi de până la 1400 de lei pentru fumatul în stații și până la 10.000 de lei pentru firme sau întreprinderi în care angajații au fost prinși fumând la locul de muncă. Toate aceste prevederi ar putea deveni realitate abia la anul, după votarea lor în a doua lectură. Republica Moldova este în topul țărilor europene după numărul de fumători. La noi, potrivit Ministerului Sănătății, mai mult de jumătate din populație fumează.